N-ai obosit? Nu te-ai săturat? Cât o să te mai hrănești cu astfel de mizerii? Cât o să te mai hrănești cu lucruri care nu te ajută la nimic? Oare eu am rămas singurul care nu e nici măcar tentat să dea click pe astfel de clipuri? Cu asta te hrănești tu ca și creștin din punct de vedere spiritual? La asta ești chemat ca și slujitor creștin să transmiți războaie live, să transmiți știrile live, dar nu avem canale de știri, cine vrea să se uite la ele. Eu personal nu am televizor în casă. Nu mă uit, n-am cablu. Cine vrea să se uite la știri, aprinde să se uite la știri. Trebuie să-mi transmiți tu, pastor, doctor, și așa mai departe, live știrile din Israel și să le asociezi într-un mod viclean cu prorociile din scriptură, într-un mod firesc, care nu are nicio legătură cu ce a vrut să spună Dumnezeu acolo, oricine poate să facă așa ceva. Oricine. Orice prorocie despre Israel o poți face să pară că se împlinește acum. Nu mai ții cont de context nu mai ții cont de ce vorbea prorocul cu tare, nu mai ții cont de nimic. Aplici totul la Israel. Și uite, e război în Israel, de se împlinesc prorociile astea. E atât de simplu. E atât de simplu. Și durerea mea e că majoritatea creștinilor pe oamenii ăștia îi ascultă. Pe oameni ăștia care nu îi lasă cu nimic, nu le dau nimic, decât frică, panică, gata, a venit, n-a venit, acum se întâmplă și atât. Atât. Ceea ce au oamenii ăștia eu o numesc boala potrivelilor. Boala potrivelilor. Asta e boala pe care o au foarte mulți creștini de altfel vor să potrivească ei toate lucrurile. Cum se întâmplă ceva, gata, trebuie să asociezi cu ceva din Biblie. Ce s-a întâmplat la știri, trebuie să asocieze cu Biblie. Boala potriverilor fără rost. Și boala asta duce la mândrie și la îngânfare. Te face să te simți deștept. Te face să crezi că le știi tu pe toate. Să faci pe deșteptul, pe interesantul, pe internet. Uite, asta se întâmplă acum, după aia o să meargă peste Iran, după aia o să facă aia boala potriverilor fără rost și boala cercetărilor fără rost. E o boală pe care o au creștinii firești. Creștinii care nu vor să crească, vor să rămână tot la nivelul ăla de copii firești. Nu mai vor să crească. Se uită după lucrurile firești. La ce se uită? Lumea la ea se uită și ei. Chiar ieri m-a sunat un vecin, Hai, ai văzut ce se întâmplă în Israel? Am stat toată noaptea treaz ca să văd eu ce se întâmplă în Israel. Mi-a zis vecinul. Tu ce ai făcut toată noaptea? Tu ce ai făcut ieri și arată ieri? Exact ce a făcut și vecinul meu lumesc, care nu are nicio treabă cu creștinismul. Te-ai uitat la Israel. Fiecare din perspectiva lui, bineînțeles. Tu te-ai uitat că Gog și Magog, el s-a uitat că acțiune. Să vedem ce se întâmplă. Curiozitate. ai făcut același lucru și ești cu ochii pe același lucru pe care e toată lumea. Cât te-ai gândit la Hristos zilele astea? Cât te-ai gândit la Evanghelie zilele astea? Eu mă că ai avut timp. Dacă ai stat ore întregi să te uiți la Israel, Hamas, ce zice la de pe canalul ăla, ce zice la de pe canalul ăla, Oamenii ăștia care fac pe deștepți și au impresia că gata, le-au potrivit ei toate. Dacă tu îți ocupi timpul cu oamenii ăștia, când mai ai timp pentru lucrurile cu adevărat importante? Când? Nu cumva ieși și tu la fel de firesc ca ei și de-aia îți plac lucrurile astea firești? Nu cumva ai și tu boala potrivelilor? Nu cumva te simți și tu la fel de deștept ca ei? Te fac să te simți deștept, mamă, ce știu eu acum. Știu eu ce o să se întâmplă acum. Gata, urmează Iran. De parcă cine știe ce au descoperit? Știu și oamenii în lumii despre ce e vorba acolo. Au descoperit ei n-au descoperit nimic. Și durerea mea e că încearcă să asocieze cu Biblia lucrurile astea. Pentru că sunt firești. Și lucrurile astea îi fac să se simtă importanți. Îi fac să se simtă deștepți. Le-au găsit pe toate, gata. Le-au nimerit pe toate, au totul calculat, tabelele făcute, gata. Nu te lăsa dus de var. Nu te lăsa dus de var. Ațintește privirile unde trebuie. Și nu uitați că și palestinienii au nevoie de Hristos, la fel cum are nevoie și Israel de Hristos. Nu uitați lucrurile astea. Ambele tabere vor merge în iad. Vor merge în iad. Cu oricine ține, va merge în iad, dacă n-aude Evanghelia. Nu te lăsa dus de var. Nu te mai lăsa manipulat prin frică. Dacă nu ții cu Israel, Dumnezeu e împotriva ta. Dacă nu ții cu Hristos, Dumnezeu e împotriva ta. Dumnezeu e împotriva statului Israel pentru că nu l-a recunoscut pe Mesia. E împotriva lor. Vor merge în iad. Vor merge în iad. Indiferent cine are dreptate acolo. Vor merge în iad cu toții. Au nevoie de Evanghelie. Și evrei, și palestinieni. Cu toții au nevoie de Evanghelie. N-au nevoie să le spui tu profețiile. Ci să potrivești tu. Uite așa, trebuie să se întâmple și așa, și așa. Și după aia vine ăsta la și după aia la altul. Să faci tu pe deșteptul pe internet. Nu ajut pe nimeni. Nu ajut pe nimeni. Dacă ai boala asta, pocăiește-te. Pocăiește-te. E o boală serioasă. Dumnezeu să te vindece de ea. Și lasă canalele de știri să-și facă treaba. Tu nu ești chemat să prezinți oamenilor știrile. Ce se întâmplă în Israel? Nu asta e chemarea unui slujitor creștin. Asta e chemarea unui reporter. Alegeți meseria. Ori ești reporter, ori ești postor. Alege. Cât vrei să mai șchiopătezi de ambele picioare. Alege. Și cât vrei să-ți mai bati joc de cuvântul lui Dumnezeu. Până când? O să treacă și lucrurile astea. Aștepți următorul conflict și o să începi iarăși. Așa se întâmplă mereu. Oamenii uită, oamenii te ascultă din nou. Și ce o să faci la judecat? Ce o să faci la urmă? Ce ai sădit în inimile oamenilor? Le-ai raportat ce se întâmplă și ai asociat în mod eronat cu Scriptura. Atât. Tot ce ai clădit, toate lucrurile pentru care te-ai trudit în slujirea ta vor arde în ziua judecății. Nu vor valora nimic. Vor arde toate. Și voi, cei care îi ascultați pe oamenii ăștia, ori în șir, cine vă va da înapoi timpul ăsta? Ați pierdut timpul cu nimicuri. Cu nimicuri. La ce vă ajută? Că știți voi live ce se întâmplă cu Israel și Hamas și așa mai departe. La ce vă ajută lucrurile astea? La nimic. Nici în viața personală, nici în viața materială, nici în viața spirituală, la absolut nimic. Oamenii ăștia pur și simplu v-au furat atenția și timpul. Atât. Sunt niște doctori de nimic. Vă fur atenția și timpul. Atât. Și apoi vă lasă cu nimic. Poate cu puțină frică. Asta e boala potrivelilor. Te lasă cu nimic. Ne-ai potrivit tu pe toate, te simți tu mai deștept un pic și atât. Te lasă cu nimic.